Bine v-am regăsit la horoscopul zilei de vineri. Nu știu când a mai trecut o săptămână, iar ne pregătim pentru weekend și e un weekend special pentru multă lume, pentru cine are dragostea aproape. Dacă nu, sper să o întâlniți, pentru că nu uitați, în aceste zile tronează foarte frumos pe cer acea conjuncție, chiar dacă nu mai este la grad perfect, ea încă se resimte câteva zile de acum încolo, încât puteți spune că și ziua de Valentine, de duminică, este sub patronajul întâlnirii dintre Venus, o planetă a iubirii, și Jupiter, care aprinde inimile. Totuși, în acest weekend, oricum vom vorbi despre asta, horoscopul de weekend, de-aia vă spun de pe acum ca să vă aranjați întâlnirile romantice de pe acum. E un moment ideal pentru a petrece un Valentine romantic, intens, pasional, că îl aveți pe Venus alături de Mercur, alături de Jupiter, trei planete la un loc, încă se menține, ce drept, se termină vineri, acea aliniere de planete, rămân doar 5 planete, oricum sunt multe, multă vreme de acum încolo, până pe 18 mai sunt încă 5 planete în vărsător, au fost 6 pe această perioadă când a fost un maxim, dar încă ne bucurăm de greutate de vărsător acolo cu 5 planete, dar dintre care aceste două planete rapide, Venus și Mercur, sunt în grațiile lui Jupiter, care este o planetă a expansiunii, a creșterii, a dezvoltării, a norocului, printre altele. Deci ar trebui să vă bucurați de și astăzi și mâine și poi mâine să vă bucurați de întâlniri plăcute, de prieteni buni aproape, de declarații de dragoste, de momente tandre și așa mai departe, pentru că Mercur și Venus ajută ca doi oameni să se apropie și să comunice foarte mult. În ciuda retrogradării lui Mercur, care da, poate pentru că e o perioadă cu atâtea declarații de dragoste, s-ar putea ca după ce Mercur să renunțe la retrogradare și asta se întâmplă undeva după spre finalul lunii, ceea ce acum toate declarațiile astea pompoase de iubire s-ar putea să mai scadă în intensitate. Ca atare, nu credeți chiar orice declarație sau cine știe cerere în căsătorie care vi se face în această perioadă, că marile declarații de dragoste din această perioadă trebuie probate, testate, să vedeți dacă trec proba timpului, să nu fie acum sub mrejele iubirii atât de frumoase și minunate și după ce Mercur începe să meargă direct, cine a făcut afirmația sau declarația să zică, stai că... Deci nu credeți chiar orice, bine ar fi să nu se facă astfel de declarații pompoase care cine știe dacă nu se desumflă după revenirea lui Mercur la mers direct spre final de lună. Dar bucurați-vă de această fantastică, nu a mai fost un Valentine cu un Jupiter alături de Venus, deci poate fi pasional de-a dreptul, plăcut, tandru, amuzant, să ieșiți undeva să călătoriți, tet-a-tet, ochi în ochi, mână în mână, bucurați-vă. Dar nu știu de ce am intrat deja în povestea weekendului, că eu vreau să vorbesc de vineri. Ca atare mă întorc la ziua de vineri, care tot de această conjuncție este marcată, plus o mulțime de, o grămadă acolo de planete încă în vărsător, până în dimineața zilei de 12, de fapt, pentru că luna iese din vărsător, prima, din aline, rupe tot șiragul ăsta de mărgele, luna. Ea s-a alăturat pe 10 și tot ea pleacă pe 12, astfel încât, cum spuneam, rămân doar 5 planete, dar suficient de bune să vă bucurați de un weekend plăcut, liber, amuzant. Acum puteți să căutați în descriere minutul și secunda de unde începe zodia voastră și mergeți direct acolo. Pentru Berbec poate fi o zi de vineri oarecum banală, lucru care e ciudat pentru voi, că voi nu stați degeaba niciodată la urma urmei. De fapt, ceea ce resimțiți voi acum e un fel de așteptare. Parcă stați pe loc. E o așteptare, nu știu dacă pasivă sau activă, dar stați pe loc. Sunteți blocat într-un punct, dar nu e un blocaj din ăla frustrant care să nu vă meargă niște treburi, ci parcă singuri v-ați retras pe o linie moartă și așteptați să se miște din nou o mașinărie.
E ca și cum ați rezolvat o problemă, ați trimis-o în univers să-și vadă de treabă și acum așteptați. Așteptați un rezultat, așteptați un răspuns, așteptați să se așeze ploile după ce ați muncit la acest proiect. Deci e o perioadă de stat degeaba, să zicem așa. Nu se întâmplă nimic ieșit din comun. Singurul lucru interesant în această zi e sentimentul ăla că stați cu ochii pe ceas. Parcă mereu vă uitați la ceas să vedeți, a mai trecut o oră, a mai trecut o oră. Ori timpul trece îngrozitor de lent, în cazul în care așteptați ceva foarte important, e ca la o întâlnire. Nu vine persoana iubită și stați mereu cu ochii pe ceas de ce nu vine. Sau exact invers, trece extrem de repede. Timpul are pentru voi o semnificație aparte. Trece într-un mod deosebit, dar fără a se întâmpla nimic. E doar o așteptare. E ca și cum stați cu ochii pe geam și așteptați să se vadă ceva la orizont și nu mai vine. E ciudată starea asta care, iarăși, nu vă reprezintă. Voi sunteți o zodie foarte activă. Ori statul ăsta cu ochii pe geam în zare apare sau nu apare, nu știu, fă-ți frumos călare, e enervant pentru voi. Tocmai pentru că nu se întâmplă nimic, n-are rost să pierdeți timpul. Chiar e o senzație de pierdere de timp. Pierdeți timpul așteptând, pierdeți timpul uitându-vă la clepsidră cum curge nisipul. Nu asta trebuie să faceți, bine ar fi să folosiți acest timp făcând altceva. Chiar dacă nu faceți ceva ieșit din comun, spuneam că nu e o zi specială, dar ar fi păcat să risipiți orele căutând să vedeți, a mai trecut o oră, sau dimpotrivă, câte ore mai am. E, nu faceți lucrul ăsta, prețuiți. Timpul este o valoare, o comoară de preț timpul și dacă acum îl lăsați să treacă fără să-l valorificați, peste câteva zile o să aveți nevoie de el. Și de unde? Că l-ați risipit stând cu ochii pe fereastră, vine sau nu vine. Pentru Tauri poate fi o zi de succes din multe puncte de vedere, reușiți așa să faceți un mare progres, un mare salt înainte. Sunteți încă sub influența acestui Jupiter care este lângă Venus, guvernatoarea voastră, și care ce face? Vă dă vânt la pupa, vă împinge din spate, vă aprinde motoarele. În orice plan al vieții, ca atare, ceea ce resimțiți voi astăzi este un mare pas înainte. Un salt spre o etapă următoare, dacă nu chiar săriți niște etape. V-ați propus ceva, este un proiect la care munciți de ceva vreme și trebuia să se desfășoare până la un punct, să zicem până săptămâna viitoare. Ciudat, nu mai trebuie să așteptați atâta. Lucrurile se precipită în așa fel încât se rezolvă mai repede decât v-ați așteptat. Ceea ce trebuia să se întâmple săptămâna viitoare se poate întâmpla acum. E parcă roata aia a timpului se mișcă mai repede pentru voi ca să ajungeți la punctul culminant, mult așteptat. Și bineînțeles, e o victorie, e o reușită, e o bucurie pentru voi să vedeți că ceea ce putea fi o prelungă așteptare, iată, se rezolvă mult mai rapid. E un succes, e o rezolvare, e o soluție, e o veste bună, e o întâlnire, e un eveniment, poate fi chiar cu un iz mai special, se poate întâmpla ceva care să vă scoată în evidență pe voi, la serviciu, dar nu numai, poate fi și în viața și în viața profesională și în viața sentimentală sau personală. Auziți vești nemaipomenite de prin familie, de exemplu, sau de pe la prieteni, cum că un prieten urmează să se căsătorească sau s-a născut un copil undeva prin familia voastră. Deci și astfel de vești minunate pot să apară și care, clar, pot să vă facă ziua foarte frumoasă. Da, e o zi de progres pe toate căile, când simțiți așa că parcă vine un val care vă ia pe sus și vă duce mult mai repede spre ce v-ați propus. Pentru Gemeni este o zi obsedantă, ăsta e cuvântul, o obsesie, parcă se naște în voi o emoție cu iz negativ din multe puncte de vedere, vă frământă ceva, vă obsedează, vă stresează, vă chinuie, vă macină gândul ăla. E ca și cum ați avea impresia că peste tot se află numai inamici, numai riscuri, numai probleme. Wow, peste tot am de luptat cu toți dușmanii pământului. Toate belelele vieții în calea mea au căzut. E, bineînțeles că exagerați, dar aveți această tendință de exagerare pentru că e un Jupiter acolo care vă face să
umflați foarte tare un balon. E o impresie, bineînțeles, dar impresia aia, altă dată, ziceați, da, am niște probleme. E, acum, acest Jupiter care are rol de amplificator, de activator, de... El dă mai multă energie, suflă mai multă energie în ceea ce se întâmplă. Pentru voi, mai ales că l-aveți pe Mercur retrograd acolo într-un sector al gândirii, aveți tendința de a vedea lucrurile deformate, prea de tot. Și asta generează frică, generează panică, generează nebunie, așa sunteți un pic zăpăcit de ceea ce se întâmplă, cel mai probabil în sens negativ. Ca și cum călcați numai pe terenuri neclare, pe nisipuri mișcătoare, pe gheață subțire, vă e frică de fiecare pas pe care îl faceți, aveți tendința să spuneți că toată lumea are ceva cu voi, că sunteți vorbit pe la spate, că cineva vă vrea rău, aveți și astfel de tendințe de a agrava o situație sau niște cuvinte sau niște afirmații care nu sunt deloc așa. Dar ce să-i faceți dacă Jupiter este lângă Mercur al vostru și Mercur este și retrograd și ăsta e senzația să vedeți inamici, nu amici, inamici cam peste tot. Deși ei nu există sau dacă există, n-au nimic cu voi, nu astăzi. Pentru Rac este o zi foarte intensă din multe puncte de vedere. Spun asta de ceva vreme că voi treceți printr-o furtună de emoții și de gânduri. E mare nebunie în mintea voastră, poate s-au născut niște dorințe noi și ați vrea să se împlinească mai repede sau poate s-a născut un sentiment de furie, parcă vi s-a umplut paharul din anumite puncte de vedere și nu mai suportați o anumită stare de lucruri și reacționați și voi cam exagerat. Vorbiți mai tare decât trebuie, țipați, ridicați tonul, vă certați fără să fie nevoie, puneți multă pasiune în darul vorbirii, tot ceea ce iese pe cale verbală de la voi s-ar putea să fie exagerat de intens, prea de tot. De-aia am spus că vorbiți prea tare, vorbiți prea repede, e multă energie acolo descătușată, cel mai probabil prin cuvânt sau prin decizii, prin ceea ce emite mintea voastră. Sunteți cam grăbit. Ăsta e sentimentul. Prea repede spuneți unele lucruri. Pripit. Și dacă vă pripiți, bineînțeles că există și riscul să spuneți ce nu trebuie, să regretați mai apoi că nu v-ați ținut gura. Deci gândiți înainte de a deschide gura că sunteți un pic cam plin de furie, plin de un dram de mânie, un dram de viteză. Vreți repede. Parcă sunteți o mitralieră, asta este metafora care vine, parcă sunteți o mitralieră care dacă intră cineva în tirul vostru, îl terminați cu vorbe, acum rămâne de văzut ce fel de vorbe folosiți, că pot fi vorbe dure, atacuri, reproșuri, acuze, critici și așa mai departe, poate meritate, dar și vorbiți exagerat de mult și îl obosiți, extenuați, le puizați pe cel din fața voastră care are norocul de a vă ține companie. Deci, controlați-vă fluxul verbal, dar și fluxul de gânduri, că sunteți cam, vă aruncați cam repede înainte asupra unor decizii, a unor afirmații, a unor alegeri, dar care au la bază o analiză mult prea rapidă. Ar fi nevoie de mai mult timp de gândire înainte de a spune ce ați decis. Voi lei aveți o zi foarte amuzantă, puteți spune că e amuzantă, dar această tendință spre amuzament, spre distracție, s-ar putea să o îndreptați către viața sentimentală sau de familie. Ori sunteți un părinte jucăuș care se coboară la nivelul copiilor săi și poate fi o zi de-a dreptul amuzantă în compania celor mici, parcă sunteți unul de-al lor, vă coborâți la nivelul copiilor și uitați de vârstă, uitați de grijă, uitați de tot și poate bine faceți. Sau acest spirit jucăuș îl canalizați spre viața în doi sau mai bine zis spre viața sentimentală, ceea ce poate genera un pic de superficialitate, adică un pic de flirt, un pic de privit în curtea vecinului, în afară de curtea pe care o aveți voi, să mai priviți și la altcineva. Mă rog, ochii văd, inima cere. Și dacă mai sunt și ispite prin preajmă, n-o să spuneți nu. Deci tendința voastră este aceasta de a vă juca un pic cu iubirea.
având deja pe cineva în suflet, de exemplu, să nu cumva să începeți să faceți un joc al seducției către altcineva și care s-ar putea să nu simtă că voi vă jucați, să nu simtă că acolo e un amuzament sau un simplu flirt din punctul vostru de vedere și s-ar putea să creadă și s-ar putea să iasă cu dragoste de aici. Deci mare grijă spre cine, mai bine zis, vă canalizați această energie sentimentală, atracția, seducția, armele de seducție pe care le aveți în dotare, că nu prea sunt de încredere și să nu intrați într-un joc complicat după aceea, într-un trio sentimental. Nu e cazul tuturor leilor, nici vorbă. Aici poate fi vorba și de această atitudine jucăușă, să o canalizați și spre persoana iubită, bineînțeles. Probabil pregătiți un Valentine de minune și tendința este aceasta de a vă comporta un pic ca adolescentin, copilăros, faceți lucrușoare de-astea ciudate pentru vârsta voastră, indiferent ce vârstă aveți. Cumpărați îngerași, ursuleți, inimioare, parcă îi pregătiți de pe acum ceva. Deci, vă amintiți cumva de copilărie, vă amintiți de zorii iubirii și bine ar fi să nu mai luați iubirea atât de în serios, că într-o perioadă în care se sărbătorește iubirea, probabil aveți și voi un pic de nevoie de amuzamentul ăsta de copil ca să-l recuceriți pe cel drag. S-ar putea să fie uimit cel drag de atitudinea asta a voastră năstrușnică, originală, ciudată un pic. Dar probabil vă era dor de un pic de joacă sentimentală, încât de pe acum voi deja intrați în atmosfera de Valentine de pe acum, poate plecați pe undeva, poate o să aveți 3 zile de foc, de sărbătorit, într-un mod foarte plăcut și simpatic iubirea. Pentru fecioară e o zi în care vă comportați un pic bizar, ceea ce nu faceți de obicei, sunteți mai neglijente, mai aeriene, mai zăpăcite, mai atrase de risc, ceea ce nu faceți de obicei. Voi, se știe, sunteți foarte precaute, foarte organizate, foarte chibzuite, foarte raționale. Orice ce faceți acum conține o oarecare doză de nebunie, de năstrușnicie, ce nu faceți de obicei. Probabil sunt momente în care simțiți și voi nevoia să vă dați drumul la frâie, că prea țineți totul cenzurat într-o carapace acolo, ca nu cumva să lăsați o impresie greșită, să nu fiți interpretate greșit, să nu creadă lumea ceva despre voi și de aceea păstrați totul în niște rigori, în niște reguli foarte stricte. Ori ceea ce faceți astăzi nu respectă nicio regulă, de aceea este uimitor, de aceea cine vă știe, atât de organizate și de analitice și de calme și de cumpătate, s-ar putea să rămână uimit, siderat când vă vede că vă aruncați așa într-o situație prea repede, insuficient analizată, în care nu știți datele problemei, ceea ce iarăși nu e tipic vouă. Probabil e o chestiune care apare așa hodorong tronc în viața voastră și nu-i timp de gândire. Că dacă ați cere acel timp de gândire, șansa s-a dus, șansa trece. Pe orice plan al vieții ar fi, probabil la serviciu, probabil în plan sentimental, acum vi se oferă. Și de aceea e nevoie și de reacții foarte prompte. Nu e timp să analizați, nu puteți să-i spuneți șansei, știi, lasă-mă 3 zile să mă gândesc și îți spun eu peste 3 zile. Nu, șansa acum trece, șansa acum va alege. Și bun, o să mai aveți câteva zile, ce-i drept de acum înainte, dar e sentimentul ăsta că sunteți un pic presat de timp, strâns cu ușa. Acum, acum profită, acum fă lucrul ăla, acum pornește în aventura asta, că peste câteva zile s-ar putea să fie deja mult prea târziu. Pentru balanțe, vi se cere un pic de curaj să umblați un pic la portofel, probabil. De ce zic curaj? Pentru că probabil portofelul e destul de limitat, bugetul vostru este destul de limitat și faptul că trebuie să cheltuiți înseamnă să destabilizați un pic bugetul ăsta. Probabil erau niște bani puși deoparte cu un anumit scop, ori apare alt scop, apare o tentație, sunt multe tentații pentru voi acum. Nu uitați că într-un învărsător care pe voi vă ajută foarte mult sunt cam toate planetele importante, printre care și Venus, printre care și Jupiter. Norocul este acolo în plăcerile vieții. Nu e doar un sector al iubirii, este și zona în care vă bucurați de viață. E,
Viața, ca să o trăiți cum se cuvine, cere și cheltuieli, investiții, de bani, de timp, de haine frumoase, de timp petrecut în zone în care vă simțiți bine. Deci ar trebui să umblați la bani un pic ca să vă bucurați de acest moment deosebit. Și de aia, pentru unii, mai ales dacă nu stați tocmai bine din punct de vedere financiar, e oarecare doză de risc acolo să intrați în plicul ăla cu bani pe care l-ați ținut voi pentru cine știe ce plată. Dar prea vă atrage lucrul ăsta. Îl vreți atât de mult, spuneți, banii sunt făcuți să-mi aducă fericire. De ce să țin banii ăștia la ciorap? De ce să-i țin pentru cine știe ce proiect care mai e până atunci? Și vă cam aruncați în aceste cheltuieli pe principiu să-mi trăiesc viața. Banii sunt făcuți să-mi aducă mie fericire. Da, banii aduc fericire și chiar acum s-ar putea să vă aducă fericire, dar vi se cere acest curaj de a intra în banii ăștia. Sigur, nu toată lumea o să aibă curajul ăsta să cheltuiască, dar probabil e atât de mare dorința de a vă simți bine, de a vă îmbrăca bine, să vă duceți prin mall-uri, să vă cumpărați haine la solduri, că e perioada de solduri, să petreceți un weekend romantic, dar costisitor. Deci nu vă uitați la bani cât timp acest efectul cheltuielii este fericirea inimii voastre. Pentru Scorpion s-ar putea să fie un moment de epuizare fizică, mentală, psihică. Sunteți cam terminat. Ciudat pentru voi, că voi sunteți de felul vostru foarte activ, foarte dinamici și e ciudat că voi să rămâneți fără benzină în rezervor. Dar se pare că a venit și momentul ăsta când, deși poate ați avea ceva de făcut, poate e agenda plină de sarcini, dar de unde energie, de unde resurse? N-aveți. Acest cuvânt n-am s-ar putea să-l tot spuneți. N-am timp, n-am energie, n-am chef, n-am bani, n-am sănătate, n-am ceva care nu vă permite să vă implicați într-o activitate care necesită un mare consum energetic, așa este. Va trebui să stați, că n-aveți încotro. E un sentiment de pasivitate, de stagnare, de blocaj, poate nici cu sănătate nu stați bine. Vă lipsește motivația, vă lipsește acel ceva de care v-ați agățat cumva toate speranțele ca să fie o zi spornică. Nu prea aveți spor din punctul ăsta de vedere, din cauza sentimentului acesta de oboseală dusă la extrem. Și dacă tot sunteți atât de obosit, bine ar fi să nu trageți prea tare de voi, că e o perioadă în care sunteți destul de tracasat, cu foarte multe treburi din urmă nerezolvate și probabil asta vă apasă foarte tare pe umeri. Că poate v-ați fi bucurat și voi de vacanță, de weekend, de romantism, de dragoste și așa mai departe, dar mintea voastră e plină de aceste îndatorii nerezolvate, prea multe, venite din urmă, așa parcă le-ați uitat, parcă le-ați pus sub preș și totuși cineva a dat deoparte preșul și v-a arătat cât de plin e acolo de praf necurățat. Va trebui deci să vă ocupați de o mulțime de treburi care erau nerezolvate și lucrul ăsta consumă resurse, consumă timp mai ales și ocupându-vă de aceste datorii, obligații, sarcini, restanțe, ce-or fi ele, nu prea mai rămâne nimic în rezervor să vă ocupați și de ceva poate mai plăcut. De aia e un sentiment de blocaj. E o zi dedicată trecutului, dar nu e un trecut care vă face prea multă plăcere. Pentru voi, săgetători, ziua de vineri vine cu un succes foarte important pentru imaginea voastră, pentru prestanța voastră, pentru reputație, pentru carieră. Deci se întâmplă ceva la nivel înalt, să zicem așa, care atrage toată atenția asupra voastră. Și când zic atrage atenția, înseamnă că poate fi un eveniment de top, poate fi vorba de o competiție în care voi trebuie să arătați că sunteți cel mai bun. E un moment în care trebuie să vă arătați desăvârșirea, perfecțiunea, experiența, superioritatea, că sunteți cel mai tare dintr-o anumită împrejurare. Da, poate avea foarte multe legături cu jobul, un fel de competiție în care să vă arătați supremația, că sunteți mai bun pentru că aveți experiență în domeniul ăla, ați muncit mult, s-ar putea să vină către voi foarte multe aprecieri, semne de admirație, de laudă care vă motivează foarte tare și nu numai că vă motivează, vă oferă acea
confirmarea valorii voastre, ceea ce vă mărește stima de sine, sentimentul de împlinire personală, profesională. E un sentiment din ala, rare ori îl simțiți, că ați ajuns într-un punct de care sunteți mândru, cu care vă puteți lăuda. Bun, ori vă lăudați voi, ori poate vă laudă alții și clar că și lucrul ăsta contează. De parcă se scrie despre voi în ziare, de parcă se vorbește despre voi la nivel înalt, vorbește șeful despre voi, colegii, îi auziți că vorbesc de bine. Deci sunt multe semnale din jurul vostru, inclusiv de natură relațională, deci prin oamenii cu care interacționați, auziți foarte multe aprecieri sincere. Nu înseamnă că voi nu știați să vă valorizați, ba da, dar altceva e să auziți lucrul ăsta și mai ales să auziți de la oameni pe care voi îi respectați, pe care voi îi apreciați. Vă laudă un profesor, vă laudă șeful, vă laudă un părinte, deci sunt o autoritate în ochii voștri. Altceva e să vă laude un prieten, că el mai face lucrul ăsta, dar altceva e să vă laude cineva pe care și voi la rândul vă îl admirați și voi la rândul vă îl apreciați. Semn că valoarea voastră este remarcată, că ați crescut în ochii oamenilor și probabil ați ajuns pe un nivel în care puteți spune cu mâna pe inimă că ați ajuns acolo unde v-ați dorit, că sunteți la top, la apogeu, la maximum, la perfecțiune și de acum tot ce trebuie să faceți este să vă mențineți pe nivelul ăsta. E un punct de maxim, dar de acum nu înseamnă că vă culcați pe laure victorie, ci dimpotrivă trebuie să luptați mai departe, să nu-i dezamăgiți pe acești oameni care vă apreciază sincer pentru ceea ce ați realizat. Voi, Capricornii, s-ar putea să vă retrageți un pic, ceea ce e ciudat, în singurătate, în izolare. De fapt, la voi nu e ciudat, că voi sunteți de multe ori o zodie singuratică și solitară. Nu vă deranjează pe voi să stați singuri. E, de data asta parcă e prea de tot, parcă e prea gol în jurul vostru. Ori de bună voie ați acceptat această rezervă, retragere, fugă de lume, că poate aveți ceva de rezolvat, poate aveți ceva de învățat și nu vă puteți concentra decât în liniște totală. Vă retrageți în bibliotecă, vă retrageți în camera voastră, fugiți în munți să nu auziți de nimeni. Deci cam ăsta e sentimentul, că nu vreți să intrați în legătură cu nimeni, folosindu-vă de această liniște pentru un scop benefic vouă. Studiu, meditație, rugăciune, odihnă, reculegere. E acel moment în care aveți nevoie să vă întâlniți cu voi înșivă, că v-ați cam uitat. De când au ieșit toate planetele acelea nebune din zodia voastră, v-ați simțit ciudat un pic, parcă v-au părăsit toți. Ei, acum poate fi un astfel de moment în care analizați ultimele săptămâni din viața voastră de când s-a eliberat zodia voastră. Nu mult, pentru că ultima a ieșit Venus pe 1 februarie, dar iată, au trecut câteva zile de când sunteți singur cuc din punctul ăsta de vedere, fără nicio planetă, în afară de Pluto, care rămâne acolo ca un fel de gardian mulți ani de acum înainte, dar vă simțiți un pic singur, dar nu vă deranjează singurătatea aceasta, pentru că o folosiți în beneficiu vostru. Unii dorm peste măsură de mult, alții citesc, alții studiază, alții se plimbă singuri unde văd cu ochii. Aveți nevoie de această izolare, solitudine, liniște totală pe care nu o puteți avea decât dacă e gol în jurul vostru. Pentru voi, vărsătorii, poate fi o zi de comoditate, de banal din multe puncte de vedere. Probabil aveați niște proiecte de făcut și nu ies acele proiecte. Apar niște hopuri pe parcurs, niște întârzieri, niște schimbări de ritm, care, pentru că nu ies, nu aveți în voi ambiția, puterea de a insista, de a lupta cu hopul ăla. Și spuneți, n-a ieșit? Bun, lasă, abandonez. Poate nu e un abandon total, ci doar pentru câteva zile, până vor fi din nou condițiile întrunite să duceți mai departe acest proiect, dar vă convine de minune această poticnire. Nu merge cu tare lucru la serviciu, pică netul la serviciu, ce bine, mă apuc de făcut altceva, dar faceți ceva care e confortabil, e plăcut, vă inspiră un dram de dolce farniente, de lene. Unii s-ar putea să vă considere că
fugiți de responsabilitate. Doamne, dacă nu merge, rezolvă problema aia sau fă altceva în timpul ăsta. Dar voi beneficiați de acest impas ca să nu faceți mai nimic, să zicem așa. Sau dacă faceți, faceți ceva absolut pentru plăcerea voastră. Fumați o țigară, vedeți un film, mai dormiți o oră, de exemplu, faceți ore online și nu vă merge netul. A, ce bine că nu merge netul, ia să dorm. Cam asta este tendința. În loc să luptați să vedeți să rezolvați problema, una sau doi, să virați imediat către o altă activitate în care aveți resursele necesare, vă culcați pe această stare de aparentă lene, confortabilă, în care nimeni nu vă deranjează, pentru bucuriile sufletului vostru, pentru plăcerile sufletului chiar. De aceea s-ar putea cine vă vede să vă vadă, să vă considere un pic prea detașat, prea indiferent, dezinteresat de restul lumii, prea egoist, setat pe propria persoană, prea leneș, prea delăsător. Să nu vă mire că vă certă un părinte că nu faceți nimic, iar stai pe net toată ziua, sau un șef să vă vadă într-un colț că stați pe telefon, iar pierzi vremea. Deci s-ar putea ei să nu înțeleagă că pentru voi este o pauză binevenită. În sfârșit, fac și eu ceva pentru mine, că până mai ieri am muncit ca prostul. E, acum, cine vă vede, nu o să vă înțeleagă că pentru voi această retragere, profitând de impasul respectiv, e un fel de mică pauză, vacanță, oază de liniște în care puteți face și voi ceva pe placul vostru, în care nimeni să nu vă bată la cap. Și am ajuns și la pești, care joacă un rol important astăzi într-un colectiv, într-un grup, într-o activitate în care cineva nu știe ce are de făcut, ce să facă, este într-un impas. Vi se cere ajutorul, practic, și voi, foarte săritori, foarte empatici, foarte dornici să fiți de folos celui care chiar are nevoie, imediat veți fi alături de persoana aflată în impas. Cu atât mai motivantă este intervenția voastră, cu cât vedeți în ochii acestui om câtă nevoie are, că e total dependent, e un fel de disperare, e un fel de... vă cerșește acest ajutor. Bun, poate o face efectiv, vă cere ajutorul, sau poate numai prin modul său, prin faptul că îl vedeți suferind, prin faptul că îl vedeți smulgându-și părul din cap, asta pentru voi e un semnal de alarmă că omul ăla chiar are nevoie de voi și are mare nevoie și de aceea veți fi alături cu ce stă în puterea voastră să-l ajutați. Ba chiar s-ar putea să preluați pe umerii voștri aproape toată problema, mai ales dacă o puteți rezolva, bineînțeles, dacă stă în puterea voastră să-l ajutați. E fantastic să vedeți în ochii acestui om cu câtă încredere vă privește, cu câtă speranță, ca pe un erou salvator, ca pe un supererou care intervine exact când are nevoie. Probabil veți lăsa orice altă activitate a voastră deoparte doar pentru a-i fi acestui om de ajutor, pentru a-i fi alături. Că e total debusolat, e un sentiment de prin care și voi ați trecut. Asta e interesant, că îl înțelegeți prin ce trece, pentru că și voi ați trecut prin asta cândva și voi ați avut nevoie de ajutor la momentul respectiv. Poate vi l-a oferit cineva, poate nu vi l-a oferit cineva și acum vă dați seama că într-un astfel de impas, dacă nu are cine să vă prindă când cădeți de sus, clar că v-ați dus în prăpastie. Ăsta e rolul vostru. Îl vedeți pe omul ăla că se prăbușește și prin ceea ce faceți, prin stimulentele, prin vorbele, prin încurajările, prin munca pe care o puneți în beneficiul său, îl prindeți exact atunci când cade și îl salvați. Asta este ziua de vineri, ne vedem și la horoscopul de weekend, bineînțeles. Nu uitați de toate celelalte horoscope care vă așteaptă și în care vorbesc despre evenimente care de acum încep să se resimtă. Multe au loc chiar în acest weekend, deci căutați și horoscopul lunii, căutați și horoscopul săptămânii, căutați și astrodrama sau dacă nu ați descoperit încă acea etalare în tarot, vă invit să o căutați. Nu este o etalare efectivă în tarot, nu este neapărat divinație, este o analiză în care mă folosesc de tot felul de simboluri,
pentru a vă descrie relațiile sentimentale în care sunteți implicați. Până nu auziți, n-aveți de unde să știți despre ce e vorba, nu vă luați după acest cuvânt etalare în tarot, care poate vă duce cu gândul acest titlu către o anumită îndeletnicire, o să aveți surprize. Deci mai bine înainte de a judeca acest domeniu, mai bine ascultați și vedeți dacă rezonați cu ceea ce vă spun eu acolo. Ne vedem și mâine la horoscopul de weekend.